de toate vreau să vă prezint asistența. Din partea Consiliului Județean este prezent domnul vicepreședinte Ian Ciudulea, care este în stânga mea. Din partea Inspectoratului Școlar Județean este prezent doamna profesoară Felicianu. Alături de noi sunt și partenerii de la Asociația Gândește Verde, partenerii de proiect, doamna Lucia Șerban, și o echipă de reprezentanți de la Societatea Primul Meridian, reprezentați de către domnul Glonț, care realizează cartografierea ariilor de interes. În începutul sesiunii de premiere, o să dau cuvântul domnului vicepreședinte Ian Ciuculea pentru a prezenta un mesaj. Bună ziua, mă scuzați, o să stau și eu la fel ca dumneavoastră jos. Nu suntem într-o ședință, suntem într-o lucrare execută deosebită, dacă este să vorbim în termeni europești al dumneavoastră. Vreau atât să vă spun că sunt foarte bucuros că se discută despre natură, despre biodiversitate și despre Natura 2000, tot ce înseamnă protejarea aria protejată. Pot să vă zic că eu, chiar dacă am copilărit în orașul Craiova, toate vacanțele le-am trăit într-o ferie deosebită în județul Gorj, pe malul Gilorcului, cu pădure, cu tot ce ține de acest lucru și sunt un, zic, un mare fan al celor care doresc să mergem înainte cu natura, să respectăm natura. Am participat la vârsta voastră la foarte multe campanii de colectare, în special în munții retezate a cutiilor aruncate de turiști, a fungilor, a hârtiilor. Erau mai puțini atunci, nu erau peturi, în schimb, cum sunt acum invadate toate pădurile, râurile noastre și se fac eforturi extraordinare, dar erau lucruri extraordinare făcute de către școală, de școala generală, în special, clasele 1-8. Și vreau să vă spun că trebuie și vă mulțumesc că ați ajuns la concluzia atât dumneavoastră ca și elevi, ca și profesori și toți cei care participați la acest proiect. Pentru că vreau să spun că, într-adevăr, sunt locuri deosebite și în județul Oleu. Păcat că nu avem delta superioară a Dunării care a fost în lacul Potelu, nu știu, sunteți foarte mici, foarte puțină lume știe că acolo a existat un lac, un lac care se numea delta superioară a Dunării și care avea un rol extraordinar și ca tampon și tot, dar din întâmplare s-a găsit cineva în perioada comunistă să-l desface, să-l facă asanarea lui și să le dea tipurile agriculturii. Am mai avut o șansă în anii 2005 să rămână acest lac și dacă voi sunteți foarte informați, intrați pe net și vedeți că, într-adevăr, a fost un lucru extraordinar și era un lucru extraordinar să rămână în 2005-2006, să rămână, într-adevăr, lacul Potelu, care se întindea de unde era de la Corabia până în județul Dolj. După știința mea, avea 30 de kilometri lungime, vreo 18 lățime. Și vreau să spun că avea tot ce se putea, de la plante și până la păsări, pește și tot. A fost o istorie adevărată și o tragedie, zic eu, că nu mai avem acest lac. S-au făcut câteva încercări, dar acum știți cum este situația actuală. Mai mult predomină economicul decât grija față de natură și de tot ceea ce se întâmplă. Vreau să vă spun și o poveste frumoasă și închei cu acest lucru și vreau să vă duceți și dumneavoastră profesorii și dumneavoastră cei care participați la acest proiect să vedeți o pădure plantată acum câțiva ani în urmă într-o zonă deșertică a județului Oli, în comuna Ursica, unde după plantarea ei și după ajungerea nu încă la deplină maturitate, s-a schimbat foarte mult zona, atât din punct de vedere al
păsărilor, animalelor care trăiesc în pădure, dar cel mai important, au venit, este o zonă în care s-a schimbat foarte mult clima. Știți că în zona aceea sunt nisipurile zburătoare, s-a schimbat, sunt 300 de hectare de pădure, urmează să se planteze în continuare, pentru că și-au dat seama toate localitățile din jurul acestei localități că este nevoie de așa ceva și este foarte, foarte important și vă invit chiar să mergeți să vedeți ce se poate întâmpla în 7 ani, 8 ani de zile într-un loc atât de pustiu, efectiv era pustiu, să vedeți ce se întâmplă la ora actuală. Tot în județul Olt, în afară, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră știți, s-a început plantarea așa ziselor perdele de protecție. Pentru că aceste perdele de protecție au fost realizate în județul Olt, dar de către englezi și olandezi care au construit în anii 60 și canalul Dunăre, nu canal, un sistem de irigații, corabia Tiscu Sadovei, și aceea însemna viață, însemna apă și tot ce decurgea din aceste lucruri. Și erau protejate prin aceste perdele care sunt vitale pentru județul lor. Eu vreau încă o dată să vă felicit, felicit întreaga echipă, atât colegii de la Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, partenerii și, în primul rând, pe dumneavoastră. Și sunt convins că veți ști să luați de urechi, indiferent ce vârstă vă avea, pe cei care veți vedea că aruncă pe jos, cu, prin pădure, nu contează, peste tot, cu hârtie, sticlă și așa mai departe. Nu este o rușine să-i spuneți, domnule, nu este bine, pentru că viitorul este al dumneavoastră, al copiilor noștri, al nepoților mei, și al nostru, celor care au trecut de o anumită vârstă, cât nu mai dă Dumnezeu viață. Vă felicit încă o dată, mulțumesc și sunt onorat că am fost invitat să particip la această manifestare și încolo ce să vă zic. Vin sărbătorile de iarnă, sărbători fericite la mulți ani, și cel mai mult și cel mai important pentru dumneavoastră sănătate și încă unul de învățați că fără carte este adevărat progres de nu ai parte. Chiar dacă este greu în ziua de astăzi să-ți găsești un loc de muncă, dar eu sunt convins că cei care învață, ce sunt foarte buni și performanță, au unde să își găsească un job. Vă mulțumesc și încă o dată la mulți ani. Privind contextul actual al conservării biodiversității și necesitatea organizării acestui concurs Ecolider pentru viitor. O să dau o citire cât pot de repede acestui material. Conservarea biodiversității reprezintă în perioada actuală una din problemele importante la nivel internațional, însă în ultimul timp, problema conservării biodiversității la nivel de ecosisteme, specii, populații, devine din ce în ce mai acută din cauza intensificării impactului uman asupra biosferei. Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate, creată în anul 1992, din necesitatea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltării vieții. Astăzi, în jur de 800 de specii de plante sunt în pericol de dispariție și majoritatea resurselor piscicole din Europa au scăzut sub limita de siguranță, ceea ce face ca rețeaua Natura 2000 să fie un instrument esențial pentru salvarea capitalului uman. Declararea siturilor protejate prin Natura 2000 are la bază două directive ale Uniunii Europene, care reglementează modul de selectare, desemnare și protecția siturilor. Și anume, directiva adoptată în anul 1979, pe baza care au fost declarate ariile de protecție specială afifaunistică și direcția Habitate, adoptată în anul 1992, pe baza care au fost declarate ariile speciale de conservare. La sfârșitul anului 2010, în Uniunea Europeană, existau 26.106 situri Natura 2000, care apăreau aproximativ 20% din suprafața Europei. Prin aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a României, țara noastră a adus o contribuție importantă la rețeaua Natura 2000, datorită valorii ridicate a biodiversității de pe teritoriul României. În legislația românească,
directivele habitate și păsări au fost adoptate prin ordonanță de urgență, numărul 57 din 2007, care a fost completată prin prolege legea 49 din 2011. Astfel că România are declarate 381 de situri Natura 2000, care ocupă în total 17,89% din suprafața țării. Și rețeaua Natura 2000 în România este în extindere, iar numărul siturilor, precum și limitele unora dintre acestea, sunt în curs de revizuire. În anii în care vin, conservarea biodiversității va fi mai importantă decât oricând. Fapt recunoscut de Comisia Europeană pentru o strategie în domeniul biodiversității pentru anul 2020. Pentru Natura 2000, finanțarea a crescut considerabil. De-a lungul anilor, programul LIFE Plus, Fondul European pentru Dezvoltare Regională și mai ales Fondul pentru Dezvoltare Rurală sunt principalele surse de finanțare în domeniul biodiversității. Concursul organizat în acest context, în perioada 22 septembrie-31 decembrie, de octombrie, sub sloganul Ecolider pentru viitor, s-a bucurat de un real suport din partea Inspectoratului Școlar Județean, care ne-a facilitat accesul la un număr de 14 unități de învățământ. Sunt prezenți în sală și elevi și cadre didactice. Aș vrea să enumăr aceste unități de învățământ. Liceul Tehnologic de Arcauz, Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu din Drăgănești și 12 școli gimnaziale din localitățile Bobicești, Târlogan, Găneasa, Găneasa, Obârșia, Piatra Ol, Fleșoiu, Radomirești, Redea, Stoicănești, Studina și Vlădina. Cu sprijinul directorilor de aceste școli, am reușit să transmitem în timp util toate informațiile premergătoare desfășurării concursului, lucrările elevilor atingând într-un mod surprinzător obiectivul global al programului operațional sectorial de mediu 2007-2013, care reprezintă protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardului de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile achisului de mediu. Elevii din clasele 1-12, pentru că sunt cuprinse toate categoriile de elevi din învățământul preuniversitar, implicați în acest demers, cu sprijinul cadrelor didactice în următoare, au avut patru tematici de ales, și anume, desene arte plastice, compunere, ecologie, având ca temă principală biodiversitatea celor șapte are protejate prin proiect. Concursurile de desene arte plastice și compunere au fost individuale și s-au desfășurat pe trei categorii de vârstă: clasele 1-4, clasele 5-8 și clasele 9-12, lucruri familiare pentru ei. Concursul de ecologie s-a desfășurat pe două categorii de vârstă pentru elevi mai mari, clasele 5-8, respectiv 9-12, iar elevii au fost împărțiți în echipe de maxim 5 membri. Obiectivul concursului de ecologie a constat în elaborarea unui mini proiect sau plan de acțiune pentru protejarea, respectiv conservarea unor specii sau habitate vizate de către proiect. Concursul a fost mediatizat în școli, prin intermediul profesorilor, dar și pe website-ul proiectului, care se află la pagina și vreau să și promovez cu această ocazie, www.bio-ord.ro, respectiv prin afișe expuse în școli și la sediul Consiliului Județean. Evaluarea lucrărilor transmise a fost făcută de către experții conștientizare ai partenerului de proiect Asociația Gândește Verde, care sunt alături de noi, pe baza unor criterii bine stabilite. Lucrările câștigătoare vor fi încărcate în format electronic pe website-ul proiectului. Elevii selectați, precum și cadrele didactice în următoare, au participat în această dimineață și vă felicit pentru că ați rezistat la temperaturile de afară, alături de experții biologi la activități de inventariere și cartografierea speciilor și habitatelor vizate în proiect, în vederea dobândirii cunoștințe privind biodiversitatea zonei. Doresc ca acum încheiere să mulțumesc în special echipei de proiect care a fost alături de mine din cadrul Consiliului Județean Nord, ce s-a implicat activ în relaționarea directă cu directorii de școli și profesorii îndrumători, oferind în timp util toate informațiile necesare derulării proiectului conform graficului. Mulțumesc de asemenea partenerului de proiect pentru întreaga expertiză oferită pentru gestionarea lucrărilor și chestionarea lor de evaluare ale acestei activități. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc Inspectoratului Școlar, reprezentat aici prin profesor Cema, care s-a dovedit un partener de încredere în această etapă, cu speranța ca și la următoarele activități să ne ofere sprijinul solicitat. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și direcției Silvii Cerut, care este custodele ariilor protejate, și experților inventariere și cartografiere, și anume Societății Prim Meridian SRL și Institutului de Cercetare, Dezvoltare Delta Dunării de Tulcea pentru reușita acestui eveniment. Vă mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul domnului profesor Felice Amar, este alături de noastră și cu sufletul și cu inima pentru a vă transmite și lăsa un mesaj.
Mulțumesc frumos. Eu o să încep cu mulțumirile, nu o să închei cu ele, pentru că avem de mulțumit cu toții, în primul rând Consiliului Județean și partenerilor, pentru minunatul proiect pe care, în care ne-am implicat și noi, reprezentanții școlilor din județul lor. Vă mulțumesc și vouă, dragi copii și dragi mei colegi, pentru implicarea dumneavoastră și pentru tot efortul pe care l-ați depus. Înainte de a intra în sală, am întrebat câțiva copii cum au fost concursurile și mi-au spus a fost foarte greu, dar foarte frumos. Și trebuie să vă mărturisesc că, datorită vouă, astăzi am primit cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi de la Moș Crăciun. Am primit devotamentul vostru, imaginația voastră, am primit efortul vostru pentru a face un lucru extrem de important, și anume educație ecologică. Atât a voastră, cât și a celor din jurul vostru. Conștientizarea a voastră și a celorlalți membri ai comunității asupra biodiversității este un lucru extrem, extrem de important. Sunt convinsă că activitățile la care ați participat, atât concursurile de desen și de compune, cât și concursul de ecologie, au fost deosebit de interesante și au fost deosebit de stimulante pentru voi. Mă aștept ca în viitorul apropiat, mini-proiectele pe care le-ați scris în cadrul acestui mare proiect și interesant proiect să prindă viață și să nu rămână doar la stadiul de proiect scris și într-o etapă viitoare, poate a acestui proiect sau poate a altui proiect, să venim și să și implementăm proiectele pe care le-am scris cu siguranță, cu sub îndrumarea dascărilor voștri. Aș vrea să vă spun, să vă povestesc și eu cât de educație ecologică am făcut, nu știu dacă mai multă sau mai puțină. Cert este că în momentul actual avem nevoie cu toții să fim mai atenți la mediul în care trăim. Să-l protejăm și să învățăm și pe ceilalți să-l protejeze. Din sărbătorile de iarnă și eu vreau să vă spun la mulți ani și să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă aducă note bune, în primul rând. Sunt convinsă și eu că numai învățând puteți ajunge acolo unde vă doriți, că obiectivele voastre, visele voastre pot fi împlinite cu ajutorul profesorilor voștri, dar și cu ajutorul părinților voștri, tuturor profesori și elevi, tuturor părinților voștri de acasă care v-au îndrumat și v-au sprijinit și în realizarea acestor activități, tuturor membrilor echipei de implementare a proiectului, la mulți ani!